Eu vă zic bună ziua, este deschis? Deschis? Eu vă zic bună ziua. Vă mulțumesc de prezență. Vreau să vă zic astăzi. A avut loc a cincea sesiune adunării parlamentare Republica Polonă, Republica Moldova. Prietenia și colaborarea pe care o avem cu această delegație și în general cu Polonia este o colaborare de succes, lucru care l-am spus de mai multe ori și în diferite formate. Vreau să vă zic că în ordinea de zi de astăzi au fost mai multe subiecte. În primul rând despre sprijinul și experiența de preaderare a Republicii Polone. De asemenea, un alt punct din chestiunea din ordinea de zi a fost despre programele de asistență. Programele de asistență, inclusiv și despre sprijinul constant, de fapt, și în vederea creierii platformei de parteneriat, în vederea stabilității și securității din regiune, în formatul Moldova-Ucraina-Georgia. Domnul copreședinte Terlețchi a avut un rol distinct și prezență la această conferință care a avut loc în 2 martie anul curent. Tot anul acesta a avut loc și forumul interguvernamental condus de ex-ambasadorul Republicii Polonia în Moldova, domnul Artur Mihalski, care, pornind și de la cunoașterea realităților, dă plus valoare și viteză realizării programelor de asistență. Noi avem 10 de localități înfrățite. Avem 10 de instituții din educație care au colaborare strânsă și chiar foarte strânsă. Recent, într-o vizită de lucru, a fost Comisia Sănătate și în frunte cu doamna Valentina Buliga, unde a avut posibilitatea de a prelua experiențe și din sistemul de sănătate, dar și din cel universitar. Intenționăm și există deschiderea Comisiei de Agricultură în frunte cu domnul Ion Balan, de asemenea să facă o vizită în contextul preluării experienței sustenabile în agricultură. Dar vreau să vă zic că rădăcinile prieteniei noastre sunt vechi, chiar foarte vechi. Prima carte editată în Moldova, carte în versuri, e vorba de psaltirea în versuri, care îi mai zicea psaltirea polonă. Eu am zis-o și în ședința sesiunii și o zic și astăzi, că noi în Parlament, dar și pe dimensiunea guvernului, dar și oamenii din Republica Moldova, nu că doar aud, dar simt
Prin realizarea proiectului, chiar a fost și un primar în ședința noastră, unde a realizat proiecte de asistență. Vorba de Ion Cărpeneanu din Hâncești, e vorba de Alexandru Botnari, de asemenea din Hâncești, și multe, multe alte localități. Dar ora de vârf consider eu că în sesiunea a patra, care a avut loc la Varșovia, unde împreună cu domnul copreședinte Terlețchi, fiind în întrevedere cu președintele Parlamentului, am lansat noi și ei cu drag au acceptat o inițiativă de a organiza prima ediție a Festivalului Strugurilor. Domnul Terlețchi, vreau să vă zic că știu că merele din Polonia sunt dulci, dar și strugurii noștri sunt dulci și cred eu vor fi foarte solicitați de consumatori. O să rog drept semn de atenție, respect pentru prietenia noastră, pentru succesul a primii ediții a festivalului care are loc sub înaltul patronajelor președinților de parlament, simbolic să vă oferim un coșuleț cu struguri din podgoriile noastre. Struguri crescuți de un coleg agricultor, dar și deputat președinte Comisia Agricultură, domnul Ion Bălan. Domnul Bălan, vă rog, unde sunt strugurii? Bardzo dziękuję. Dziękuję. Postawię je tu na górze. Ale spadnie. Stimați Terlețchi, vreau să vă zic într-un cear bun pentru festivalul care urmează. Chciałam życzyć miłej kontynuacji naszej relacji w perspektywie festiwalu. În continuare vă oferim și dumneavoastră cuvânt. Eu dăm panu głos. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że odbywa się, bo przecież jeszcze się nie skończyło, piąte zgromadzenie parlamentarne Polska-Moldawia. În primul rând, mă bucur foarte mult de această întâlnire a cincea a grupurilor noastre parlamentare, care încă continuă. Moldavia este dla nas w Polsce bardzo ważnym partnerem. Moldova este un partener foarte important pentru Polonia. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim w naszym projekcie, w naszych staraniach o budowę współpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. De ce? Este un partener foarte important, deoarece în strădanile noastre de a crea un parteneriat viabil în Europa Centrală și de Est. Moldavia należy do tych państw, na których współpracy i przyciągnięciu do tej wspólnej, zintegrowanej, można powiedzieć, wspólnoty bardzo nam zależy. Moldova este una din acele țări care ne dorim foarte mult să fie atrasă în acest univers al colaborării dintre națiuni. Łączy nas wiele w historii, ale też łączą nas wspólne doświadczenia niedawnej przeszłości. Avem o istorie lungă în comun, dar avem și experiențe comune mai proaspete din ultimul timp. Łączą nas podobne drogi do budowy niepodległego, suwerennego państwa. Avem căi similare de construcție a unei țări independente și suverane. I łączy nas to, co nas trochę może różni od
tak zwanej starej Europy, od państw zachodniej Europy, że jesteśmy bardzo przywiązani do własnej niepodległości, własnej suwerenności i własnej tożsamości narodowej. Avem însă și ceva în comun ce ne diferențiază față de țările așa zisei vechi Europe, și anume un atașament deosebit față de suveranitate, independență și identitate națională. Więc z jednej strony my w Polsce chcemy robić wszystko, żeby otworzyć, przybliżyć Mołdawii accesie do Unii Europejskiej. Noi polonezii ne dorim să facem totul pentru a apropia celul acesta de accesare a structurilor europene pentru Moldova. Ale z drugiej strony podkreślić tą naszą specyfikę Europy Środkowo-Wschodniej, nasze wspólne doświadczenia historyczne, nasze przekonanie, że nasza kultura, religia, historia, tradycja w niczym nie ustępują innym częściom Europy. Vrem însă să facem în spiritul ideii că cultura, religia, tradiția și istoria noastră nu sunt cu nimic mai prejos față de cele din alte țări din vestul Europei. Dlatego bez kompleksów, bez jakiegoś onieśmielenia musimy budować nasze państwa, nasze wzmacniać nasze społeczeństwa i myśleć razem o tym, jak tworzyć wspólny organizm, jakim jest Unia Europejska. Să ne clădim deci societățile și să ne întărim statele fără complexe și fără ezitări pentru a lua parte la marele fenomen care este Uniunea Europeană. Mówimy o wielu konkretnych też rozwiązaniach, sprawach, spotkaniach, inicjatywach, które będziemy razem z panem przewodniczącym, ale też z całym parlamentem Mołdawii tworzyć w najbliższej przyszłości. To są takie sprawy, które są może mało spektakularne, mało efektowne, ale które budują tą tkankę współpracy, rzeczywistej współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowej, w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie ochrony granic, w zakresie także tych spraw, które już jakoś posunęliśmy naprzód, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, czy wsparcia dla rodziny. În afară de marile teme la care m-am referit, noi desigur discutăm multe lucruri în detaliu. Acestea nu sunt neapărat foarte spectaculare, dar ele constituie o bază pe care se poate construi. Mă refer aici la proiecte punctuale din domeniul apărării, a sănătății, a educației și multe altele pe baza cărora vor putea merge înainte. Dacă sunt întrebări... Dacă nu sunt întrebări, profit de acest frumos prilej ca în numele Parlamentului Republicii Moldova, în numele întreg poporului, inclusiv și a dumneavoastră, să trimitem gânduri bune în anul când Republica Polonă va sărbători centenarul de 100 de ani de la suveranitate. Să știți că bucuria dumneavoastră e și bucuria noastră a tuturor. Eu regret plecarea dumneavoastră prea devreme, fiindcă aș fi dorit și am fi dorit să discutăm mai punctual pe proiecte concrete, pe experiențe concrete, dar ne mai rămâne ziua de mâine și posibilitatea de a reveni la a pleca la dumneavoastră, unde cunoaștem că ne așteptați cu mult drag și vă mulțumim pentru sprijinul care ne-l acordați
sub toate aspectele și dimensiunile. Ce spuneți? To ja jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, bo dalsza część naszego spotkania będzie się odbywać. Aș dori să mai continui și să subliniez că partea a doua a întâlnirii noastre se va desfășura lângă un pahar de vin. Chciałem się podzielić takim wspomnieniem, że am o amintire pe care aș dori să vă împărtășesc. Rosja ogłosiła embargo na moldawskie wino. Acum mai mult de 10 ani, la începutul secolului 21, a fost o perioadă în care Rusia a blocat exporturile de vin moldovenesc. Wtedy ja i wielu moich przyjaciół przez parę lat kupowaliśmy tylko moldawskie wino. An de zile numai de al dracului cumpăram numai vin moldovenesc în Polonia. Eu și prietenii mei. E un vin pe care îl cunosc bine, cel puțin în versiunile care erau în circulație acum câțiva ani. Domnul președinte Terlețchi, alegerea dumneavoastră a fost corectă. Și dacă vorbim de struguri, acolo e și vin bun. Struguri buni, vin bun. Vroiam doar să spun pentru presă și toată lumea că prin dispoziția președintelui Parlamentului a fost format un grup organizatoric în vederea organizării Festivalului Strugurilor și deja am înțeles că s-a extins titulatura strugurilor și vinului moldovenesc, unde responsabil de organizarea lui, împreună cu colegii din guvern, este domnul Ion Balan, agricultor și deputat. Strugurile sunt din podgorile lui, după cum am spus, el și vin bun are. Și vreau pe să-i ofer posibilitatea în câteva cuvinte să ne spună despre prima ediție a festivalului care urmează să aibă loc în Polonia, iar următoarea în Moldova și a treia în toată regiunea Europei. Preluând o experiență din Polonia, una din Moldova, o să facem un festival de vârf a strugurilor. Domnul Ion, vă rog. Stimate domnule vicemareșal, stimate domnule copreședinte a delegației parlamentare Republicii Moldova, vreau mai întâi de toate să mulțumesc foarte mult domnului vicemareșal al Parlamentului Poloniei pentru faptul că ne-a acceptat inițiativa noastră care am lansat-o încă în anul trecut de a petrece un festival a strugurilor de masă și a vinului moldovenesc în Polonia. Și nu doar atât. Domnul vicemareșal s-a implicat foarte mult și ne-a dat posibilitate ca să petrecem acest festival într-un oraș din nordul Poloniei, în orașul Torun. Deci acolo unde oamenii chiar doresc foarte mult să cunoască calitatea și gustul strugurilor moldovenești și a vinului moldovenesc. Săptămâna trecută, grupul principal de lucru, am revenit din Polonia, unde am discutat detalii asupra conceptului acestui festival și vreau să vă spun că conducerea primăriei orașului Torun, conducerea regiunii, deci în care vom petrece acest festival, este foarte deschisă cu noi și s-a implicat plenar în a ne ajuta, a ne sprijini în petrecerea acestui festival chiar în centrul orașului istoric Torun, care are populație de peste 450.000 de cetățeni.
Conceptul festivalului deja a fost aprobat, mai multe lucruri s-au discutat încă săptămâna trecută. Deja noi am început implementarea aici la nivel de guvern, de reprezentanță ai grupului de lucru în Republica Moldova și sperăm că cu sprijinul colegilor din Polonia, la sfârșitul lunii septembrie vom avea deci, un festival foarte important pentru producătorii noștri autohtoni de a-și promova deci, strugurii de masă și vinurile care sunt foarte solicitate printre altele în Polonia și totodată își vor găsi acei parteneri cu care se activeze în continuare în comercializarea, exportul de struguri de masă și de vinuri în Republica Polonă. Încă o dată mulțumim domnului Terlețchi pentru că prima discuție am avut-o cu dumnealui și primul cuvânt de accept a fost a dumnealui. Mulțumim mult! Vreau să gustați din strugurii noastre că sunt foarte gustoși și foarte smașne folosane să strugurice. Da, uitați asta. Da, festivalul și a strugurilor și vinului. Da, unde e vinul? Vinul de sală la Cricola. Vă mulțumim, dacă nu... O întrebare, da? Mihaela Blanaru de la Prime. Vreau să revenim la adunarea parlamentară. Ați semnat astăzi o declarație. Vreau să ne spuneți ce presupune, ce prevede. Într-adevăr, în finalul lucrărilor sesiunii, am semnat cu președinții adunării parlamentare Republica Moldova, Republica Polonă, o declarație prin care confirmăm cursul prioritar al Republicii Moldova în contextul integrării europene, unde apreciem și recunoaștem ajutorul și sprijinul și experiența de preaderare a Republicii Polonii. De asemenea, reafirmăm și sprijinul în contextul care îl oferă Polonia în context cu instituțiile europene. Toate luate împreună ne plasează pe un segment unde obiectivele noastre coincid total. Lucru pentru care le mulțumim. S-a vorbit despre faptul că Polonia poate să ajute să ofere experiență Republicii Moldova în parcursul ei european. Cum anume Polonia ne poate ajuta în acest sens? No, przede wszystkim uważamy. În primul rând considerăm. Przede wszystkim uważamy, że Europa, Unia Europejska powinna się rozszerzać. Că Uniunea Europeană trebuie să se extindă. Że warunki i wymagania, które mnoży Europa, nie służą integracji tych wszystkich, którzy aspirują do Unii. Considerăm de asemenea că aceste condiții tot mai multe care le pune Europa pentru extindere nu sunt propice. Że kraje, które chcą być w Unii Europejskiej, powinny mieć jasno określony harmonogram dochodzenia do wspólnoty, do zjednoczenia. Noi considerăm că acele țări care doresc să acceadă la Uniunea Europeană trebuie să beneficieze de un drum cu repere și jaloane clare de acces.
że NATO przede wszystkim, to znaczy na jakby implementację, przystosowanie państw, które chcą być w Unii, powinny być przede wszystkim przeznaczone środki, a nie na kolejne, na wsparcie dla kolejnych fal imigrantów, którzy napływają do Europy. Considerând de asemenea că este în interesul nostru comun ca mijloacele financiare care actualmente sunt consumate pentru primirea noi și noi valuri de imigranți în Europa ar fi mai bine să fie folosite pentru susținerea acelor țări care doresc să intre în Uniunea Europeană. A więc będziemy się upominać o to, aby Gruzja, Ukraina, Macedonia, Albania, Czarnogóra i Mołdawia znalazły się w Unii Europejskiej. No i wam susține accesul Georgiei, Macedoniei, Ukrainei, Albaniei și a Moldovei în Uniunea Europeană. Stimați ziariști, vă mulțumim. Intrăm în următoarea etapă. Vreau să ne zicem într-un ceas bun în relații cu Republica Polonia, lucru pe care mulțumim domnului președinte. La revedere! Dziękujemy bardzo. Tak, domnul președinte.